Dacă în Uniunea Europeană deșeurile strânse de locuitorii marilor orașe sunt colectate selectiv, nu același lucru se întâmplă și în România. În Cluj-Napoca, recent, angajații de la Salubritate au fost surprinși când puneau la grămadă în aceeași mașină deșeurile adunate selectiv de clujeni. Preocuparea pentru un mediu sănătos și pentru sortarea deșeurilor este veche în Cluj-Napoca. Cu toate acestea, abia acum 2 ani primăria a decis implementarea unui proiect de colectare selectivă a deșeurilor. Tot atunci au început să fie amplasate în oraș platforme subterane în punctele gospodărești. În total urmau să fie amplasate 100 astfel de platforme, iar proiectul a costat peste 3,5 milioane de lei. De atunci s-a pus în discuție modalitatea în care aceste deșeuri vor fi preluate de firmele de salubritate, iar municipalitatea a asigurat cetățenii că ele vor fi preluate pe fiecare fracție în zile diferite. Doar că în realitate, cel puțin la punctul de colectare selectivă de pe strada Dunării din Cluj-Napoca, lucrurile nu stau așa. O altă problemă este destinația finală a acestor deșeuri. Având în vedere că județul Cluj nu are încă un centru de management integrat al deșeurilor, acestea ajung tot la grămadă în zona vechii gropi de gunoi a orașului, cea de la Pata Râd.